Domnului, ne vedem în această dimineață cu cei mai mulți, cu cei care au sosit doar astăzi, ne vedem. Dumnezeu să își lasă binecuvântarea peste noi, peste toți. Am avut și eu inimă, am îndemnat și frații organizatori, să facem o foarte, foarte subțintă trecere în revistă a împărtășirii pe care am avut-o aseară. Aseară a fost foarte frumos, ne-am rugat, am cântat, slavă Domnului! Și, în mod deosebit, aș vrea să insist asupra principalului aspect legat de cuvântul de învățătură. Vorbit despre adevăratul credincios. Și am înțeles că între copiii lui Dumnezeu și copiii spirituale ai diavolului există o demarcație radicală. Această demarcație se face prin niște principii biblice care își găsesc împlinirea doar în viața copiilor lui Dumnezeu. Am studiat Epistola 1 Ioan și am înțeles că Epistola 1 Ioan a fost scrisă cu scopul de a pune la îndemână copiilor lui Dumnezeu patru criterii pe baza cărora să se poată încredința că sunt copii al lui Dumnezeu. Primul criteriu este testul teologic. Și am înțeles că un copil al lui Dumnezeu mărturisește despre Domnul nostru Iisus Hristos în învățătura lui sănătoasă cinci adevăruri fundamentale. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Iisus s-a întrupat, Iisus s-a dus pe sine ca jertfă de ispășire pentru păcate, Iisus mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, Iisus se va întoarce. Aceste cinci adevăruri despre Domnul Iisus îl califică pe Domnul Iisus să fie Mântuitorul Lumii. Amin. În privința acelui de-al doilea test, și anume testul moral, aici am înțeles că în viața copilului lui Dumnezeu, teologia determină caracterul. Iar în ce privește caracterul, copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat, copiii lui Dumnezeu nu iubesc lumea și copiii lui Dumnezeu îl au ca model pe Domnul Iisus și trăiesc ca Domnul Iisus. Al treilea test despre care am vorbit a fost testul social. Test care face trimitere la relațiile interumane care este prins copilul lui Dumnezeu. Și aici definitorii au fost două cuvinte cheie. Cuvântul iubire și cuvântul ascultare. Ascultare. Raportare corectă la principiul autorității. În final am vorbit despre testul spiritual. Și aici am afirmat că acest test implică locuirea Duhului Sfânt în inima noastră, care mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și acest test spiritual este ridicat la superlativ atunci când copilul lui Dumnezeu trece prin experiența rosariilor, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Acesta a fost, în esență, cuvântul de aseară. În această dimineață am pe inimă un cuvânt care comportă un mai sporit grad de dificultate decât cel de aseară. De aceea voi avea nevoie, mare nevoie, de atenția dumneavoastră, de participarea dumneavoastră, pentru că aș vrea să vă spun ceva. Dacă mi-am luat pe inimă să vin la dumneavoastră, eu am vrut să mă pun la dispoziția Domnului. Mi-am dat seama că nu mai am vreme de pierdut. Mi-am dat seama că sunt așa de multe lucruri și s-au ridicat așa și piedici, atât pe ce să-l sun pe frații și să le spun fraților, provocările la slujire sunt așa de mari că nu mai pot veni. Până la urmă așa au mers treburile acolo în țară încât s-au schimbat și hotărâri mari, așa că să pot veni aici. Și mulțumesc Domnului pentru această ușă deschisă. Acum, cu toată smerenia și în numele Domnului Iisus, aș vrea să împărtășim câteva lucruri, că aici e un subiect foarte, foarte important, credința și creștinul contemporan. Creștinul contemporan se confruntă cu niște probleme grozave. Și aș vrea să plecăm de la motou, versetul de bază, motou acestei întâlniri. Este în 1 Timotei, acolo unde spune, luptă-te lupta cea bună a credinței. Luptă-te lupta cea bună a credinței. În mesajul pe care îl vom împărtăși, în mod deosebit, avem în vedere generația tânără. Dar uitându-mă la dumneavoastră, îmi dau seama că toți sunteți tineri. Dar unii sunt tineri mai încolo un pic, nu-i nimic. Tinerețea este și o stare de spirit.
zic acest cuvânt vine în întâmpinarea nevoilor celor tineri în pricina faptului că ei o să aibă viață mai multe de trăit de aici înainte, pentru că sunt tineri. Și provocările pe care le vor întâlni în viața de credință în anii următori îi vor face pe parcurs să realizeze că acest cuvânt pe care îl vom împărtăși are și o dimensiune profetică. Ceva ce l-am intitulat așa, caracteristicile vremurilor contemporane și impactul lor asupra tinerilor noștri. Un cuvânt de la Apostolul Pavel sub care să fie așezat acest mesaj. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1. Unde sunt scrise următoarele. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Câți ani ai cătăle, Călina? 21 de ani. Să presupunem că o să trăiești 80 de ani. Dacă vrei mai mult, treaba ta. 80 de ani. Prin urmare, mai de 360 de ani. Ce ai de gând să faci în aceste 60 de ani? Înțelegeți cum vine? Eu așa m-am gândit și mi-am închipuit viața. Luptă-te lupta bună a credinței. Deci trebuie să rezist 60 de ani. Când zici fii credincios până la moarte, este și asta. Să stau în credință următoare 60 de ani. Va fi din ce în ce mai greu. Mai greu nu în persecuție. Acolo știi bine cine ți-i prieten și cine ți-i dușman. În libertate nu mai știi cine ți-i prieten și cine ți-i dușman. Asta e problema. Și confuziile, conceptele, tiparele de gândire se amestecă așa de mult încât nu mai știi cum să discerni, să deosebești lucrurile. Acestea sunt provocările la care generația cea tânără va trebui să facă față. Vom vorbi despre caracteristici ale vremurilor contemporane și bazându-mă pe puterea dumneavoastră de a înțelege lucrurile, vom discuta unele lucruri care poate vor fi, știu eu, mai puțin auzite. Dar astea sunt importante. Sunt câteva, mi-am notat aici pe ce o să vedeți în PowerPoint și pe foaia asta, ca să fiu înaintea dumneavoastră, un pic. Sunt 8 trăsături specifice pe care le-am putut observa în societatea contemporană. Mă refer la societatea contemporană occidentală, aici prinsă și România și Statele Unite, la civilizația creștină contemporană. N-am treabă cu hinduismul, cu budismul, sau cu ce-o fi pe în China sau în Japonia, deși și în zona respectivă se găsesc aceste tendințe. Dar mama lor e în Europa. De aici au plecat. Prima tendință este filosofia, sau caracteristică, este filosofia umanistă. Deci, asta, ca să înțelegem ce cu filosofia asta umanistă. În Biblie se spune că toate lucrurile au fost făcute prin El, Dumnezeu, și pentru El. Și rațiunea existenței tuturor lucrurilor este slăvirea lui Dumnezeu. Umanismul vine și spune altfel. Sensul și rațiunea lucrurilor este fericirea omului. Toate sunt pentru binele omului și pentru împlinirea și satisfacția omului. De-aia se numește umanism. Europa occidentală, civilizația post-creștină occidentală, gândește de la grădiniță și până la aia de la azil că sensul lucrurilor, sensul existenței e binele lor. Fericirea și împlinirea lor. Asta e un concept păgân. Un tipar de gândire pe care copiii îl învață din micul.
rădăcinile sunt adânci. În istoria omenirii pot fi identificate de la Iisus încoace trei curente mari de gândire. Primul curent de gândire s-a numit teocentrism. De la Teos, Dumnezeu, centru, centrism. Ce înseamnă asta? Lumea era văzută ca un cerc. În centrul cercului era Dumnezeu. Și oamenii toți adunați în jurul Lui și construindu-și viața în jurul Lui și raportându-se la El. Ca să vedeți că așa e lucru. Vă rog, cine îi... Hai să se pun altfel. Ați fost vreodată în Amsterdam? Eu n-am fost niciodată. Okay. În centrul orașului, în centrul vechi, e adevărat că e biserică. E adevărat? Ați fost în Copenhaga vreodată? Cine a fost în Freiburg? E adevărat că în mijlocul orașului, în centrul vechi, e biserică? Vine cineva din Roma. Știți ce e în centrul Romei? Biserică. Dacă mergeți în Sibiu, știți ce o să vedeți în centrul Sibiului? Biserică. Cine din Cluj? Ce în centrul Clujului? Câte? Toate confesiunile. Și catolică în centru, și ortodoxă, și protestantă. Și acolo slângolată toate. Știți de ce așa? Pentru că bunii și străbunii noștri au gândit că Dumnezeu e în centru vieții. Și biserica să fie în centru. Asta a fost teocentrismul. Până și în sate, unde te duci în România și aiure, în sate, biserica acolo la mijloc. Așa e? Gândirea asta a ținut cam până prin 1500. 1600. Până atunci n-a fost provocată. De pe la 1000, poate chiar mai devreme un pic, a început să fie contestată. Și apare o filosofie, o gândire, eu vorbesc acum tinere să înțeleagă niște lucruri. Gândirea aceea și-a propus să-l pună pe om în centru. Și ăsta s-a numit modernism. În centrul societății să fie omul. La început ca grup, mai târziu ca individ, ca persoană. Și asta s-a numit filozofie individualistă. Și de aici s-au născut niște concepte de tipul drepturile omului. Ați auzit de noțiunea asta de drepturile omului? Păi toată ziua asta e pe blazon, pe frunte, la fiecare european. Dreptul omului, dreptul omului. Da, de emancipare. Așa a intrat în lume dreptul la avort. Pe ușa acestei gândiri. Mișcare feministă care a dus părți bune în societatea omenească, dar care a fost dusă până la nebunie. Până acolo că s-a făcut o traducere a Bibliei. Și nu scrie Domnul Dumnezeu. Nu știu, e bărbat. A zis Doamnele. Femeie. A zis Doamna Dumnezeu. Să vedeți până unde s-a dus. După 1990, dragii mei tineri, se întâmplă ceva, dată cu căderea comunismului. Acolo au fost niște mișcări în societatea umană. A apărut un curent de gândire numit postmodernism. El a avut rădăcini mai vechi, dar atunci a început să se exprime în forță. Și acest curent de gândire vine și spune așa. Dacă în teocentrism la centru era Dumnezeu și în modernism în centru era omul, acum în centru lui nimeni. Nimic. Nu mai e nicio valoare la care să te referi. Nici o bază, nici o structură care să reprezinte poruncă pentru ceilalți. Fiecare să facă ce crede că e bine. Dacă ai o credință oarecare, ține-o pentru tine. Nu impui nimănui nimic. Fiecare face ce vrea el. Și așa se gândește în contemporaneitate. De aia s-au bătut francezii să scoată de pe stradă burca vălui islamic. S-au purtat la semnelor religioase. În școală, ora de religie din școală. Asta e gândirea. Ce crezi tu, ține-o pentru tine, n-ai treabă cu ălălalt. O fragmentare a societății. Fiecare pe cum propriu. În esență, lupta este împotriva mărturiei în numele lui Iisus. Asta e, pe fond. Asta e filozofia umanistă.
omul mijloc, drepturile lui și așa mai departe. A doua tendință a societății, sau trăsătură caracteristică, am numit-o contestarea structurilor de autoritate. Contestarea autorității la orice nivel. Filosofia asta a liberalismului cu dreptul personal a ajuns să determine această structură despre care, pe care am numit-o contestarea autorității. S-a început cu contestarea autorității părintești. Uitați-vă în lume. Vorbesc cu tine de creștini. Uitați-vă la colegii voștri cum se raportează la părinții lor. Drepturile copilului. În România, spre exemplu, s-a făcut o campanie într-o zi, s-a spus, vedere, dacă taică tău te bate, dacă pune nuiaua pe tine, dacă te ceartă, dacă știu eu, cum scrie acolo în Biblie, nuiaua deslipe nebunia de spatele copilului, dacă așa, cumva, sigur, abusul împotriva libertății sau a copilului, aia e altceva. E păcat înaintea lui Dumnezeu și sunt și părinți care fac păcat în zona asta. Dar sună la numărul ăsta de telefon, o campanie. Și un băiat de vreo 13, 12, 13 ani a făcut ceva o trăznaie, cât mai mic, era vreo 10 ani, a făcut o trăznaie și taică să zisească, îl vin eu acasă. La care copilul zice, dacă vii acasă, așa cum am venit, vezi că sună la numărul ăla. Și mă iau. Contestarea autorității părintești. Libertățile copilului. Contestarea autorității la nivel de familie, la nivel de biserică. Au ajuns lucrurile să iau o turnură că nu mai poți să spui la nimeni nimic. Și aici este un concept. It's my life. E viața mea. Vezi, de a ta, e un vădea mea. Ce impact are acest concept pentru biserică? Dacă noi suntem învățați în lume că fiecare e cu viața lui și cu treaba lui, când venim la adunare, mă întreb eu cum putem pune în aplicare cuvântul vegheați unii asupra altora. Dacă vede cineva pe fratele său greșind, du-te la el și ceartă-l. Cum putem pune asta? Sau luați atitudine împotriva acelora care păcătuiesc. Lasă-l în pace că e viața lui. Și e un conflict între ce ne cere Dumnezeu și ce ne învață lumea că e acceptabil. Asta e problemă și va fi o problemă a generațiilor viitoare. Contestarea autorității este urmată de declinul moralei. Al treilea element, contestarea normelor de morală. În lumea în care noi trăim, în societatea contemporană, dragii mei tineri, moralitatea a fost redefinită. Normele de morală au căzut în disgrație. Ce era păcat în urmă cu 20 de ani, cu 30 de ani, acum sunt lucruri rezonabile, acceptabile. Să iau un exemplu. Înțelegerea homosexualismului. Țara cea mai tolerabilă din lume, din Europa, este Olanda. Dacă ar ști strămoșii creștini, aceste națiuni, ce fac nepoții lor să rămână din mormânt? Atitudinea față de homosexualism. Păi în urmă cu 50 de ani. Nu era posibil în societate să fie atâta liberalism cum e azi. Și de cazul mare este că bisericile au lăsat jos standardele. În Anglia, nevasta lui fostului prim-ministru, Brown, are loc în Londra parada homosexualilor. Și doamna Brown se duce în fruntea paradei identificându-se cu zecile de mii de homosexuali. Acum, dacă ar fi făcut soția primului ministru al lui Churchill, spre exemplu, înainte de război, de-ar fi făcut asta, acolo, în ziua aia, s-ar fi încheiat cariera politică a ministrului.
Ar fi trebuit să-și dea demisia și în veac să nu-i se mai audă glasul că ce rușine a făcut nevastă sa identificându-se cu așa ceva. Dar acum e normal. E absolut normal. Poziția față de familie, atitudinea față de familie, față de divorț, față de sex. Vreau să vorbesc foarte deschis cu dumneavoastră. Dar vreau să ne ascunde după dege. Oricum nu încăpem după el. Atitudinea față de sex. Tineretul din vremea noastră, eu până pe la 15 ani am crezut în barză. Ăștia știu de micus tot. Tot. Internetul e o fereastră deschisă spre o informație pe care filtrele lor morale nu pot filtra. Și intră diavolul ăla peste sufletele lor filate. Și încep viața sexuală de mici. Copiii de școală se învățească cum să folosească prezervative. Fete. Și așa la o anumită vârstă și voi ca tineri creștini mergeți acolo la școală. Oameni, dar devine rușine să spuneți că voi, domnișoare, ajunse poate la 17-18 ani, v-ați sărutat odată. Și se roșești din cauza purității tale. Așa ceva nu s-a întâlnit în istorie până acum. Să roșești din cauza purității tale. Rușinea trebuie să le fie la noi, să le crape obrajul de rușine. Pentru că s-au aprofundat, s-au adâncit în mizeriile păcatului și în loc să le fie rușine de păcatele săvârșite, să uită la tine și fie peste picior. Asta e cu contestarea moralei. Asta e lumea. Asta e trăsăturile ce o caracterizează. Și să mai zici, sunt unele lucruri fixate bine. Ar fi, spre exemplu, atitudinea față de proprietate. Nu se fură. Oamenii sunt cinstiți. Și asta e bine. Dar în zona cealaltă, sau în zona copiilor, spre exemplu, ce se mai întâmplă în materie de biogenetică, ferească Domnul Dumnezeu. Nu vorbim în zona asta, că nu-i nevoie și nici nu este timpul necesar. Aici este un dicton. Simplu. It's my life. If you like, do it. Îți place, fă-o. Și asistăm la un dezastru grozav. Să nu credeți că nu vin urmări. Nu există așa ceva. Consecințele sunt doi pași în urmă. Revoluția sexuală a anilor 60, acolo cu Elvis Presley, cu The Beatles și cu ăștia care trăiau împrăștiat, cu rock and roll, și apoi cu drogurile și cultura punk rock și mai departe. Credeți că a rămas fără ego? Păi de ce se divorțează până la 75% în America? Și peste 50% în Europa? Păi de aia că au trăit în curvie înainte să se însoare, când aveau 20 de ani sau sub 20 de ani. Și astea duc la dezastru și declinul contemporan. Biserica e pântită și ea. Pentru că mediul în care ea trăiește o influențează într-un fel sau altul. De aceea eu am zis că e bine această conferință în care vorbim de credința și creștinul contemporan să facem aceste avertismente. Declin moral. Lumii nu îi se mai pare că ceva e păcat. Presiunile mentalităților lumești sunt atât de puternice asupra gândului tânărului creștin, încât el ajunge să fie difuz. Cu simțurile spirituale tocite. Și nu mai are discernământ. Și atunci îți pune întrebări ciudate. Și dar ce păcat e dacă iubești fata să te și culci cu ea? Dar ce păcat e să fumezi? Sau să bei? Băutură. Alcoolică. Nu-i păcat să bei apă. Da. E zona asta moralității. Sigur, în zona aceasta internet, televiziunea, fac dezastru. A treia, sau a patra caracteristică,
este materialismul. Împlinirea omului material. Materialismul ia și alte nuanțe și alte forme. Cum ar fi, spre exemplu, filozofia confortului personal. Toate să ne fie mai bine. Confort cât de mult și cât de consistent. Și pe acest altar al materialismului suntem în stare să ne cheltuim și să ne consumăm viața. Știți unde e capcana? Creditele. La bancă. Zici că societatea asta a plănuit, cineva din umbră a plănuit o vreme de prosperitate care să-ți inducă falsa încredere că poți. Și în vremea aia de prosperitate care ținu până în 2007, în care știai că poți multe lucruri, te-ai legat pe 20 de ani cu banca. După 3 ani ți-ai dat seama că nu mai poți. Și banca zice, poți. Și câți n-au pierdut tot. Și somnul nopții l-au pierdut. Asta pentru ce? Că la televizor apare unul care mă convinge că pantoful ăsta meu nu-i bun. Că bun e ăla din poză. Că radioul ăla meu din casă e demodat și prăpădit. Că bun e ăla. Că MP3-ul ăla din buzunar nu-i bun. Că trebuie MP4, 4. Că 3 n-ar fi bine. Trebuie să fie 4. Că laptopul ăla meu e depășit. Că e unul care are 15 procesoare. Nu procesoare, nu dual. Ci nu știu câte. Și mă învață să am nevoie de lucruri de care chiar n-am nevoie. Și muncesc ca prost. De mine vorbesc. Ca să plătesc. Căutați să citiți Scriptura. Citiți-o într-un an. Citiți-o de la un capăt la altul. Aprofundați-o. Eu sunt îndrăgostit de Biblie. Un filozof american, Horace Grace, spunea așa, că cine citește Biblia nu poate fi înrobit mental și spiritual. Citiți-o. Adăpați-vă din ea. Eu v-aș da, dragii mei, Biblia asta, cineva a zis că e păcat să subliniez în Biblie. Eu zic că e păcat să ai Biblie nouă și după 5 ani, după ce ai cumpărat-o. Aia e problema. Citiți-o. Deci 16 ani citesc. Mai am acasă și altele. Aș vrea să vă întreb, cine are acasă numai o Biblie? Numai una. Cine are de la Domnul Iisus? Aha. Nu e criză de Biblie. Criză de cititori. Citiți cuvântul. Și apoi, la rugăciune. Nu-i cale spre trezire și spre vigilență spirituală decât cuvântul lui Dumnezeu și în genunchiere înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune. Învățați-vă tinerilor să vă rugați. Rugați-vă Domnului, rugați-vă nodăiți, rugați-vă singuri, căutați întâlnirea cu Dumnezeu în singurătatea voastră. Postul. Da? Postul. Să postim. Voi mai postiți? Amin. Cineva zicea, cum postez, mă doare capul. Fratele Lazar, mare considerație față de tatăl dumneavoastră, fratele dumneavoastră, scuzați, deși din perspectiva spirituală e părinte. Și fratele Lazar zicea odată, eu am ascultat predicile, i-am spus și lui, am ascultat predicile cu pixul mână. Și am acasă, așa un tean mare, nu exagerez deloc, un tean așa de mare de dosare, A4, scrise pe foi A4 cu mână, predicile dânsului. Odată am zis, când îi veniți în viuțele alături. Asta, de ce am zis eu așa? Și ca să arăt considerație și pe de altă parte și să provoc. Ai grijă că după tine stau oameni. Da. Și spune odată așa, dacă te doare capul când postești, e semn bun. Trebuia să începi mai de mult. Așa mi-a plăcut. Da. Odată un tânăr la noi pune o întrebare. Eram cu sora Rosi, din Mogoșan, din Cluj. Ea lucrează la spital, acolo directoare la spital și zic că trăia sora Rosi. Zic, stai
și la un scaune astea acolo încercuite, pune un tine, băieți, fete acolo și să te întrebe una altă, că dacă din mediul medical, poate le spui cumva la niște lucruri de astea de-a lor. Și întreabă unul, ce soră, eu mă simt ispitit să mă uit după fete, ce să fac? Și sora Rozei spune, auzi, fete, să postești. Și să postești, să postești, și zicea, atâta să postești până când ajungi atunci când vezi o fată, tu să nu știi ce-i tufă. Și atunci e bine. Sigur că ea s-a exprimat hiperbolic. Și înțelegeți hiperbola. Da? Dar multe din firea noastră pământească slăbesc când postim. O să-ți treacă printre primele de poftă după masturbare. Biblie, rugăciune, post. Ferește-te de păcat. Strează-ți integritatea. Caută să fii plin de Duhul Sfânt. Rămâi în părtășie cu biserica. Și sub îngrijire pastorală stai în adunare. Amin. Stai în frații. Se numește cont propriu. Asta e foarte important. Și aceste lucruri, dacă ne le gândim, sunt simple. Citesc în Biblie, mă rog, postesc, mă ferez de păcat, caut să fiu plin de Duhul Sfânt și împărtășire cu frații, cu adunare. Și Domnul mi-a dat har să fiu lângă El până la moarte. Nu mai e 60 de ani. Eu îmi doresc să-mi bătrânesc pe calea Domnului. Doresc asta. Parcă așa asta mă închid, pentru că era 80 de ani de epoca. Când te uiți înapoi. Dragii mei tineri, ferice de voi că v-ați întoarce la Domnul în tinerețe. Rămâneți lângă Domnul până la bătrânețe. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să avem o rugăciune.